Familia și prietenii l-au condus pe Bordaș Beilo, pe ultimul drum, miercuri, începând cu ora 13, la capela ortodoxă din municipiul Zalău. Cei prezenți au fost șocați de faptul că Bordaș a decedat la puțin timp după ce a ieșit la pensie. Unii și-au adus aminte cum a început meseria de fotograf și cameraman atunci când în Zalău nu era cunoscută această meserie. A imortalizat multe evenimente care au rămas ca amintire după ce a trecut în neființă. A lăsat un gol imens în sufletele celor apropiați, a soției și a celor doi copii de care a fost foarte mândru. Artistul Ioan Seleși a declarat că îl cunoaște de când Beila a început să cocheteze cu meseria de cameraman și a trecut de atunci 40 de ani, timp în care au avut amintiri plăcute și s-a legat o prietenie de o viață. Bordaș Beila a fost printre puținii susținători echipei ZTV și a ajutat la realizarea mai multor interviuri, cum ar fi cu renumitul actor Florin Piersic. Exprimăm sincerele condoleanțe și regrete familiei, rudelor, prietenilor, odihnească-se în pace. Cu Beila mă cunosc de vreme, de regimul celălalt. El era pasionat pentru film și eu la fel. Și eu am cumpărat aparat de filmat din magazin, care era atunci la vremea aceea 330 sau 3300, și el a cumpărat aparatul de proiecție, care era 2500. Și așa ne-am cuplat și mi-am filmat copiii de mici, copiii mei, care astăzi au 40 de ani, 42. Deci, gândește-te, ne cunoaștem de înainte de mulți ani cu Beilo. Deci pasiunea lui a fost pentru film și ca să știe mai multe, o pleca pentru vreo 2 ani la Timișoara, unde era cel mai tare cineclub din România. Și acolo învăța, s-a specializat și el a fost primul în Zalău care a avut prima cameră de mare valoare și a luat, care a apăruse atunci, la vremurile alea. De aceea am rămas prieten cu el și îl iubesc mult, și pentru mine e o pierdere foarte mare. A fost un prieten drag, adevărat, pentru că am avut amândoi aceeași pasiune, filmul. Cum a fost domnul Beilo ca și om? Un om deosebit, un om de aleasă omenie. Avea atâta omenie că ar fi fost destulă la 7 sate. Ăla n-ar fi supărat pe nimeni. Oricine îl ruga, toți tineri ăștia care azi filmează, nu este unul care să nu fie apelat la el, să-l întrebe cum e. La toți era deschis, era curat, era sincer.